Oligarhul Vladimir Plahotniuc, care la sfârșitul lunii mai a fost sancționat de Uniunea Europeană pentru tentative de destabilizare a Republicii Moldova, a dat în judecată Consiliul Uniunii Europene. Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova cere anularea deciziei prin care i-au fost impuse restricții, dar și recuperarea cheltuielilor de judecată. Cauza a fost înregistrată în data de 9 august, însă a fost publicată în Jurnalul Oficial al UE în data de 25 septembrie 2023. Vladimir Plahotniuc solicită Curții de Justiție a Uniunii Europene anularea deciziei Consiliului UE din 30 mai privind măsurile restrictive în vederea acțiunilor de destabilizare a Republicii Moldova și regulamentul de punere în aplicare a hotărârii. Avocatul care reprezintă interesele în această cauză este Jason Popejoy, care are o expertiză deosebită în dreptul Uniunii Europene și al concurenței, dreptul public și drepturile omului, dreptul comercial și dreptul internațional public. Pe 30 mai 2023, ministrii de externe ai Uniunii Europene au adoptat o hotărâre prin care Ilan Șor, Gheorghe Cafcaliuc, Marina Tauber, Vladimir Plahotniuc și Igor Ceaica au fost sancționați pentru contracararea acțiunilor de destabilizare a Republicii Moldova în baza noului regim de sancțiuni al UE, creat la propunerea ministrului român de externe. Amintim că Plahotniuc a plecat din Republica Moldova în iunie 2019, după ce partidul pe care îl conducea a cedat guvernarea unei coaliții formate din blocul Acum și PSRM, destrămată în noiembrie 2019. Vila din Elveția a lui Vladimir Plahotniuc a fost pusă sub sechestru, a anunțat recent șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, menționând că a primit confirmarea recent. Procuratura Anticorupție a comunicat la mijlocul lunii iulie despre trimiterea în instanța de judecată pentru examinare în fond a cauzei penale de învinuire a lui Vladimir Plahotniuc, fiindu-i incriminată săvârșirea infracțiunii de creare și conducere a unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor.